Este Vasile Saftu, protopopul Vasile Saftu, care a condus întreaga luptă națională de la Brașov. Așa. Și care a avut soarta pe care a menționat-o în perioada 1916-1918. Alte exponate de aici importante țin de momentul toamnei, Revoluția Națională de la Brașov, apariția glasului Ardealului în locul Gazetei de Transilvania, pentru că gazeta, după reocuparea Brașovului de către armatele austro-ungare, a intrat pe mâna unor români iubitori de Budapesta, de stat maghiar, adevărat strădători, Arsenie Vlaicu și Nicolae Sulică, care au deci români. Români brașoveni, intelectuali altfel, onorabili, profesori la Liceul Șaguna și la Școala Comercială, care însă au convins, au acceptat să facă servicii Budapestei și au transformat gazeta într-un ziar antiromânesc. Din păcate. Din păcate. Și glasul Ardealului înlocuiește gazeta. Gazeta Transilvaniei. Da, iar exemplarul pus aici este absolut impresionant prin faptul că se publică cu tricolorul. Este pentru a doua oară când gazeta are un asemenea chenar. S-a mai întâmplat în 1916 la intrarea armatei române la Brașov. Un număr pe care cred că nu l-am văzut nici eu și uite că nici muzeul nu-l are, dar are acest exemplar de 1918 cu tricolorul. Sigur că la momentul respectiv nu se utiliza policromia în ziare și fotografiile alb-negru sunt destul de puțin frecvente, dar cu metode, să spunem, rudimentare s-a putut realiza un astfel de chenar, semn al victoriei luptei naționale la Brașov. Dar până la victorie... Numai puțin, textul, acel text învierea semnat de Ilie Crist este absolut impresionant. Pe care o să-l citim telespectatorilor, frumos, pentru că este foarte, foarte interesant, dar o să-l citim la final. Înainte de învierea românilor de la 1 decembrie 1918, aș vrea totuși să revenim puțin la momentul Bartolomeu. Da. Ce s-a întâmplat în acele zile în care, după cum ați spus, 250 de soldați români n-au mai avut muniție, doar cu baionetele și... S-a întâmplat un episod care, mă rog, pe câmpul de luptă se poate întâmpla. Trupa respectivă a fost încercuită și în loc să fie luați prizonieri și să urmeze legile de atunci ale războiului... Sau să accepte să fie luați prizonieri? Că n-au dorit, am înțeles. Bineînțeles, dar ei s-au predat, au încercat ar fi trebuit să fie luați prizonieri dacă erau încercuiți. Da. Dar au fost mitraliați până la ultimul și, prin urmare, toți s-au regăsit în cimitirul eroilor de la Bartolomeu. Ceea ce a fost apreciat și în epocă și poate fi apreciat și astăzi ca o crimă premeditată împotriva armatei române, odată pentru că adversarii noștri s-au supărat foc, armata austro-ungară, comandamentul austro-ungar și cel german, că ne-am permis, armata română și-a permis să intre în Transilvania și ca să dea o lecție și să, mă rog, să ne învețe minte, au recurs și la o astfel de crimă împotriva armatei române, absolut odioasă. Este episod fără similitudine în peisajul primului război mondial. Și de aceea... Dar ce s-a întâmplat de s-a ajuns la acest lucru totuși? Se pare că e vorba și de o neatenție, au lăsat un sector al frontului nesupravegheat pe timpul nopții, undeva în zona magaziilor din gara Bartolomeu, între gara și dealul Spreng, și pe acolo au reușit să intre honvezii maghiari. Se pare că cei care au intrat erau de fapt militari recrutați din zona Brașovului și aceia știau zona și au putut face încercuirea respectivă pe timp de noapte. Dar dincolo de toate acestea rămâne crima care eu am asimuit-o cu Ipu, cu Trăsnea, cu Sărmașul, ceea ce s-a întâmplat în Ardealul Cedat. Există și o statuie acolo. S-a realizat acolo complexul monumental de la Bartolomeu în iulie 1921. A fost inaugurat.
dar care în timp a avut și el o istorie dramatică prin faptul că prin anii 1960, probabil cu vinovăția unui funcționar de pe la județul Brașov, a fost destrămat, a rămas doar monumentul, crucile, monumentele funerare de pe morminte au fost dislocate, s-a șters, a întins șoseaua, calea ferată și astfel s-a afectat destul de grav monumentul de la Baltrăna. Știu că ne-ați spus dumneavoastră că și la Tâmpa, pe Tâmpa, da, a existat un monument semnificativ pentru Brașov, monumentul regelui Arpad de pe Tâmpa sau monumentul mileniului, un monument care a fost ridicat la împlinirea pretinsului mileniu de stăpânire maghiară asupra Transilvaniei în 1896. O statuie imensă de mai mult de 3 metri pusă pe un soclu de 10-12 metri, impresionant, în vârful Tâmpei pentru a veghea zona aceasta, pentru a arăta românilor, arăta lumii că aici e stăpânire maghiară, că aici s-a împlinit un mileniu de stăpânire maghiară, când în realitate o știm foarte bine din istorie. Această stăpânire se reduce la vreo 50 de ani, adică de la 1868 până la 1918. Dar restul Transilvania a fost un voievodat sau un principat sub suzeranitate habsburgică, otomană și eventual maghiară. Da, și acel monument de pe Tâmpa a dispărut. Acel monument a dispărut, a fost atacat frecvent de forțele românești de la Brașov, iar finalul l-a asigurat un anume Ilie Cătărău, un basarabean, un aventurier, dar un patriot român, sau mă rog, un luptător pentru interesele românești, cu mijloacele lui specifice, acuzat chiar de terorism, chiar de extremism. A mai făcut el și alte isprăvi de genul acesta, dar acest Ilie Cătărău, în 1913, a pus dinamită monumentului și l-a distrus în bună măsură. Iar finalul l-a făcut armata română în 1916. Am înțeles. Domnilor și domnilor, în continuare, vă invit să urmăriți, să urmărim un material pentru a vedea ce s-a întâmplat atunci, la Bartolomeu, în 1916. Și după aceea, 8 octombrie 1916, urmărim materialul, urmează pauza de publicitate și după aceea vă rugăm să reveniți aici, în paginile istoriei Brașovului. Zorii zilei, compania română s-a trezit odată din flanc cu un foc ucigător de mitraliere. Pe toată linia frontului începe bombardamentul artileriei inamice. În câteva minute, sub țăcănitul sinistru al mitralierelor, și-au găsit moartea cei mai mulți dintre apărători. Cei rămași în viață au încercat să se retragă înspre oraș, dar au fost uciși cu grenade. Din întreg efectivul companiei n-a scăpat niciunul cu viață. Luați prin surprindere și încercuiți, toți au fost uciși în mod barbar din flanc și din spate. S-a tras în răniți în toți cei care se mai mișcau, o mână sau un picior. N-a fost cruțat niciun rănit, încălcându-se astfel cel mai elementar simț uman și toate uzanțele.